Avem o liniuță puternică la Onyx-uri. Hai să dăm unele să vedem. Prima oară cu brutele. Ai shot. Ai shot iar bă, deci nu se poate bă, frate, bă. Nu știu ce se întâmplă, eu chiar țin să cred că e de la server. Că pe alte servere n-am pățit niciodată în viața mea să-i joese de 145,7 ori la rând. Să moară Jana, nu m-a terorizat, mi-a dat direct în cap să moară Jana, dacă nu. Aia e. Mergem mai departe. 8 caca, toți banii. Shop-ul. Mai are 10 zile, dar 7 zile mai are, dar e gol. E grav. E grav rău ce se întâmplă, chat. Mai avem niște liniuțe. Hai să dăm unele. Mi se pare că la Jad, la Onyx și la Safir, cred. Da. Începem cu Jadul. La Rubin și la Diamant n-a picat nimic, deci, mă rog. Hai să vedem. Jadul prima oară a reușit, l-a tăiat, a ieșuat. Acum Safirul, a ieșuat, a ieșuat, a ieșuat. Doamne ferește, imposibil, frate. Așa ce sunt, vedem, a reușit, a reușit. A ieșuat la rar, ok. Și la Onyx mai avem, a reușit. A reușit la rar și... A ieșit anticul la Onyx, bun, și acum Jadu a reușit și a ieșit la antic. Evident că a reușit la mai ieftin, dar măcar a mai reușit ceva, mai scos și noi 30 de caca, că chiar avem nevoie, nu mai avem bani absolut deloc. A fost mai bine decât mă așteptam, mă așteptam să ieșueze iar absolut tot, dar a fost așa, a fost bine, e ok, acceptăm și silver-ul. Avem niște cufere bonite aici, mai exact 30 de bucăți, 15 vernil și 15 vișinii. Am nevoie de inele XP, dar dacă pică schimbări nu mă supăr. Let's go, să vedem câte inele XP facem. Avem așa, 2 inele, 3 inele, 4 inele, 5 inele. Aplicați și un schimbă și tu adaugă. Schimbări, vreau adaugă, nu prea mă ajută, uite, cu schimbă un adaugă, bun. Să mai dați și niște inele de aici, ca să fie bine, să nu fie rău. Nu mai am niciun inel din asta, dar mi-a dat schimbă și adaugă multe. Gâme dragon, critică. Bă, schimbări a dat bine. Din 15 bucăți de la 15 bucăți de la, adică 30 de bucăți în total. O schimbă la 10 bucăți e bine. Adaugă în schimbă a dat perfect. Gen, mai mult decât mă așteptam, 6 bucăți. Dacă era invers să fie 3 adaugă, 6 schimbă, era altceva de bine și așa nu mă plâng. Inele a dat puțin în schimb. Doar 4 bucăți sau 5, nu mai știu dacă le avem și pe ăsta aici sau nu. Deci 4 sau 5, mă, nu și-a dat puține, a fost ok. Per total, bombă drop-ul, chiar a fost bine. Nu mă așteptam, dar chiar a fost ca lumea. Plus, avem un plus pentru chesturi azi. Hai că am mai făcut eu cumva ce avea liniuță și la Safire, din nou. Prima oară a fost un fail total. Hai să vedem a doua oară, poate ne ies și nouă. Ok, a mers la tăiat. A ieșit la rar. Păi da, nu se putea. Era ce mai... putem să avem și la diamant în curând. La rubin, la jet, la safir. Ok, să putem să avem la toate astea mai scumpe. La astea două nu o să avem. Ia uite, hacker. O să putem să avem liniuță la toate în curând. Și o să mai pot să fac niște bănuți. Pentru că stăm foarte prost cu banii. 48 de caca. Cam nașpa un pic. Se duce și skin-ul pe sabie. Adică mai are o zi și 19 ore. O zi și 19 ore în care sper măcar să fac nivelul 114. Am 113 aproape. Măcar un level să pot să fac. Eu într-o zi și 19 ore aș putea să fac levelul 116, cred. Dar nu prea am timp. Și de-aia zic, sper măcar 115 să fac. 114, de fapt. Nu știu, vedem. Dar asta sper. Mai avem 10 cufere bonită. 5 vernil și 5 vișinie. A, tot așa, avem nevoie de inele XP, dar și schimbările ar fi bune. Ia uite, tocmai ce vă ziceam. Schimb, adaugă, bobozin, bobozin. Păi, ești nebun. Wow, niciun inel. Dar în schimb a picat, în schimbă și două adaugă. Băi, e bine, bă, dar de ce nu le inversează cel ca să moară Jana, dar numai nenorocit cu adaugă asta. Dacă ar da și el două schimbă și adaugă, ar fi altceva, dar e bine și așa, oricum. I'll take it. Am făcut misiunea săptămânală cu metinele. Avem un cufăr zodiac și un cufăr însoțitori. O să trebuiască să fac și asta cu șefii, dar deocamdată am doar 4. Hai să vedem dacă ne pică și nouă sabia aia zodiac pe care o vreau eu de mult. Bă, acum nici nu știu dacă mai e scumpă. Chiar nu știu dacă mai e scumpă, dar și un arc ar fi bun și o sabie. Altceva, nu știu dacă ar costa. Pumnalele, nu știu exact dacă costă ceva.
lama de sura din cer, nu știu dacă costă ceva. Restul, ghearele, clopotul, evantaia, asta nu costă absolut nimic. Hai să vedem, începem cu însoțitorii care o să fie mai mulți 100%. O, Poiangin s-a schimbat un pic. Și acum avem zodiacul și... bam, e șarf. Da, tipic. N-am vrut să fie sabie nici data asta. O să mai avem o încercare, da, doar una, la șefii ăștia. Ideea e că o să am foarte multe pergamente gheață cu care nu știu ce o să fac, am 25 de bucăți, deci dacă vreți să vă bag gheață, vă bag la un preț extrem de mic, adică toată lumea are, dar să știu, sunt conștient, dar vă bag ăstora de aveți level mic și vreți element pe armă să dați mai mult damage, nu știu, I don't know, poate aveți nevoie, dacă aveți nevoie apelați la mine, vă bag eu fără nicio problemă și la preze discutăm noi, nu o să fie nici prețul foarte mare, o să fie mic rău, o să fie ok pentru, și pentru mine și pentru voi, credeți-vă. Am luat două jade antice, că am văzut că sunt bune rău la preț pe piață și da, tot zic că nu mai încerc în alchimie, că nu mai încerc, că nu mai încerc, cum fac rost de niște bani, cum încercăm. Așa că avem primul jade, al doilea jade și ba, nu vrea mă, deci nu vrea să reușească, e ceva... imposibil. Și uite, pentru videoclip mai iau unul. Deci e imposibil, ia. Și tot n-a mers. Deci e imposibil, nu e ceva ciudat la mijloc. Mi se pare foarte, foarte prost, foarte ciudat, foarte tot cum vreți voi. E ceva wow, nu mi s-a întâmplat, v-am zis, niciodată. Nu știu. Nu, chiar chiar a fost ultima oară, nu mai dau decât în ce fac eu aici, fac anticul, l-am vândut. Că de obicei făceam un antic, mai cumpăram unul și încercam să dau la legendar. Dar acum fac anticul, a zburat pe piață, n-are sens să mai dau unele, că văd că nu merge, frate, de nicio culoare, n-am ce să-i fac. Am încercat și safire, și onyx, și granat, și jad acum, nimic n-a mers. Rubinele în schimb mi-au mers binișor, dar restul nimic, bă, nimic, frate, nimic. Păi cred că am în momentul de față 11 ișor la rând. Deci cred că am 11 ișor la rând. E ceva inimaginabil, e incredibil, pe bune, n-am mai pomenit așa ceva. Avem două liniuțe la cele mai importante, de fapt nu cele mai importante, cele mai scumpe piese, și anume la diamant și la rubin. Bă, dacă are și asta, m-ar scoate din sărăcie momentan. Chiar am nevoie de bani după ce a ieșuat și Onyx-ul, după ce ieșuază toate la rând. Ar fi frumos din partea lui să meargă... what? Să meargă rubinul și diamantul. Dă-mă în tine asta ca să ieșuieze așa și acum astea două să meargă. A mers diamantul, a mers la rar. A mers și rubinul, a mers și rubinul la rar. Bun. Avem diamant rar și rubin rar. Hai să vedem, diamantul a ieșuat și rubinul a ieșuat. Nu se poate, bă, frate. Nu se poate, bă, să nu meargă niciuna. Bă, eu vă zic, frate, e ceva neregulă de la server. E ceva... n-are cum să meargă în halul ăsta de prost de fiecare dată. E imposibil. Am 80 de caca. Mă duc și mai cumpăr niște alchimie pentru că am bani de câteva. Mi se pare că de onyxuri am bani. Nu știu de ce am bani. Da, mă duc și văd de ce am bani și o să cumpăr, să văd dacă și alea ieșoază din nou. Ok, am luat două granate, e 26-27 de caca bucata, adică două granate vin 53 de caca. Hai să vedem. Bam, bam, bam. Oh, wow, băieți, a mers, deci nu vine să cred, după 150 de piese ieșoate. Fai de capul meu, cu iau raza, nebunesc, fratele meu, nebunesc. Atâția bani băgați. A ieșit și mie un granat care e 75 de caca. Uite, ești un șop gol, e chel. 75 de caca și o lupăm cu 73 să se dea. Măcar am ajuns înapoi la 100 de caca. Deci, pe bune, nu știu ce să mai fac, să fac bani. Nu merge nimic, nu, chiar nu știu ce să mai fac. Cred că o să facem mult mai rar această serie, pentru că o să vreau să mă bag să fac tare level 120, să știu că am terminat o dată cu nivelul, pentru că să încerc să dau la plus, nu știu dacă merge, să încerc să fac alchimie, să dau în alchimie, am văzut că nu merge, că asta am încercat, deci da,
cred că vom face mai rar această serie până facem nivelul 120, după aia vedem ce facem, că după o să fie și cu Tiger, o să fie altceva. Dar până atunci o să facem mai rar. N-am ce să fac, bă, băieți, după cum vedeți nu merge absolut nimic și o să trag de banii pe care îi fac să mai au niște vouchere, să mai bunătățesc contul cum ar veni să-l fac 120, să scap o dată de el. Și da, asta a fost și videoclipul, băieți. Cred că e puțin mai scurt, dar n-am ce să fac. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Eu am fost Joe și noi desigur ne vedem la următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!